că va fi o iarnă grea pentru toți românii. Gigacaloria se va scumpi în toată țara, iar în unele orașe prețul va fi chiar dublu. Haideți să vedem și câteva exemple. În Bârlad prețul a crescut cu 96%, în Arad cu 94%, în Brașov cu 85%. Sunt orașele fruntașe, astfel românii care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ar putea plăti aproape dublu pentru apa caldă și căldură, dacă primăriile și guvernul nu intervin prin ajutoare și subvenții. Întrebarea este ce vor face autoritățile locale. Au sau nu au bani să suporte o parte din costuri? Fiecare primărie va stabili cât va subvenționa din această creștere. Primarii au cerut și ajutor de la guvern, anunțând că subvenția pe care ar trebui să o plătească este extrem de mare. Iar în anumite orașe, cum este Timișoara, valoarea subvenției nu mai poate fi crescută, fiindcă s-a atins plafonul maxim. Mai mult, 25 de municipii cer 1,8 miliarde de lei pentru a acoperi costurile de producere a agentului termic. Haideți să vedem concret și cum se reflectă aceste creșteri în prețul gigacaloriei în facturile noastre. La Pitești, populația va plăti 385 de lei. Asta înseamnă o creștere de 48%. La Drobeta, Turnu Severin, 372 de lei, o creștere de 26%. La Buzău, 449 de lei, o creștere de 52%. Încă există orașe în care subvenția nu a fost decisă de autoritățile locale, exact ca și în București.